Circa 400 de copii care suferă de diabet zaharat vor fi asigurați în premieră timp de un an cu glucometre, teste pentru monitorizarea glicemiei și lanțete pentru 5 analize zilnice. Potrivit Ministerului Sănătății, prin intermediul acestor teste, pacienții cu diabet zaharat își vor putea controla regulat nivelul glicemiei în sânge și vor putea administra corect doza de insulină. Până în prezent, testele pentru glicemie nu erau compensate, părinții cheltuind lunar între 600 și 800 de lei. În aceste circumstanțe, doar 25% din copii cu diabet reușeau să practice autocontrolul regulat al glicemiei. Prin urmare, au fost procurate 730.000 de teste, 730.000 de lanțete și 400 de glucometre, valoarea totală de peste 1 milion de lei. Începând cu 9 ianuarie 2017, va demara procesul de distribuție a accesoriilor medicale.